De la bune de urmă va funcționa secția. Acest nou ambulator va funcționa în acest nou spațiu generos amenajat special pentru pacienții noștri. Mai ales că venim într-un spațiu vechi cu un singur cabinet de consultație și ducem astăzi de acest nou ambulator dotat cu aparatură modernă, de fapt într-o paranteză cam tot ce am cerut. Și acest ambulator va oferi pe viitor servicii preventive, vom avea un cabinet de vaccinare în colaborare cu secția de neonatologie, servicii de diagnostic și tratament, cabinet de consultație, pediatrie și o sală de tratamente și mici intervenții. Și ce aș vrea să vă povestesc foarte pe scurt este despre compartimentul nostru de neurologie pediatrică, înființat acum 2 ani. De ce vreau să vă spun despre neurologie? Pentru că e un domeniu deficitar. Sunt foarte puțini specialiști în România, foarte puțin, puține posturi sunt pase la rezidențiat. Acest compartiment de pe secție va avea și un corespondent în ambulatorul nou și un subcompartiment complet inovator și pentru nomenclatorul românesc. Sunt centre în Europa, dar în România e al doilea, primul din Moldova și al doilea pe țară, acest compartiment de epileptologie, care va avea în evidență toți pacienții cu epilepsie și cu patologie înrudită din această zonă și numai din această zonă, cât și din țările învecinate, din Republica Moldova și din Ucraina. Aveți parteneria cu Bochum, cu Universitatea exact, și cu și Spitalul din Bochum. Coordonate de ansamblu, specialități de chirurgicare și non-chirurgicare la loc, o colaborare mai bună și o satisfacție mai bună din partea pacienților. În pediatrie, una din mari probleme este nu numai tratarea pacientului, dar și tratarea. Deci e un sistem electronic de programare și de sărbunea în care am un sistem electronic de informare și eliberare de formă de ordine pentru gestionarea fluxului de pacienți. Avem pe fiecare nivel câte un monitor în care este scris secția de pe nivelul respectiv, secțiile de pe nivelul respectiv. Acolo va fi afișat numărul fiecărui cabinet de pe secție. Avem un ecran care în partea stângă afișează bon, curent, care este central la consumație, iar în partea dreaptă afișează numărul cabinetului respectiv. De asemenea, avem și un sistem audio prin care pacientul este chemat la cabinetul respectiv de către asistentă. Domnul președinte, cum spunea și domnul președinte, voluntate de Spitalul Județean este radiologie intervențională, care în relație directă cu vascularea, un tânăr doctor, chef de compartiment, cu care ne propunem să dezvoltăm la nivel de clinică universală chirurgia vasculară. Avem zestrea materială, avem zestrea umană, și la același timp și gândul că vom reuși. Tânără, de secție, la 30 și ceva de ani, să vă dorisească ce-a făcut. Aici primul contact cu pacientului cu spitalul. Pacienții care nu sunt urgenți. Aici, în colo, spital, avem tot ce ne trebuie pentru a trata în drept pacientul cardiologic, pe probleme cardiologice. Aici, în ambulator, am dorit să ne vedem periodic pacienții care au suferit un accident vascular și trebuie profilați și, de asemenea, vrea să facem profilaxie. Am vrea să depistăm din timp, de exemplu, cu aparatura pe care am achiziționat-o acum, stenozele carotidiene, care, înainte de a produce un accident vascular, astfel încât să putem să luăm măsuri atât prin intermediul radiologiei intervenționale, care este funcțională la Mera Suceava. Medici, puși pe performanță, invitați șeful de secție, venit la Spitalul Județean în ultimii ani, adică a devenit și primar și șef de secție și reper profesional de profil în județ și pe lângă.
În anul de gastroenterologie, pandemie foarte diversă, afectează foarte multe lucruri la toate categoriile de vârstă din cauza stresului, acelui de viață. Și patologia, fiind interesat foarte mult și pacientul tânăr, ne-a făcut să dezvoltăm foarte bine serviciile de ambulator, mai puțin. În spital avem pacienții grav, care merg în terapie intensivă. Mașinărie de ultimă generație, care putem aborda patologie pediatrică în altă, pentru regiunea în care ne aflăm, este o premieră.